Bine v-am găsit sau regăsit la un nou video. Probabil cei mai mulți dintre voi sunt deja familiarizați cu marca asta Herbauer din magazinele Brico Depot. Pentru cei care încă nu știu, această marcă este o marcă proprie a lanțului de magazine Brico Depot. O marcă ce produce scule, unelte și accesorii și își dorește să concureze pe piață cu mărcile mai consacrate cu care probabil că ne-am obișnuit cu toții până acum. Am aici în această cutie un set ce conține o mașină de găurit și înșurubat cu percuție și o boxă Bluetooth care poate fi conectată prin Bluetooth la telefonul dumneavoastră și poate reda fișiere pe șantier. Nu o să vorbim în întregime despre acest pachet astăzi, o să dăm acest colet deoparte și o să vedem cum arată și ce conține acest set. Avem aici în imagine mașina de găurit și înșurubat, modelul ECD 18 liniuță LI2. Haideți să vedem cum arată acest pachet. Aceasta este valiza în care vine transportată mașina de găurit și înșurubat. Înainte să dau drumul la cameră, am studiat-o puțin și pot să vă spun că este o valiză care mie îmi place foarte mult. Plasticul este de calitate, este tăiată bine în matriță, îmi lasă impresia că nu este ceva ieftin, îmi place și această marcă cum vine aici reliefată pe valiză. Are două balamale, o combinație între plastic și metal, mie îmi plac destul de mult. Are un mâner de transport aici cumva cauciucat și se aderă foarte frumos la pielea din palmă. Este o valiză lucrată bine, îmi place cum arată și dă aspectul de profesional. Haideți acum să vedem ce conține acest set. Așa cum puteți observa și voi, înăuntrul valizei avem mașina de găurit și înșurubat, doi acumulatori, unul în mașină, unul aici în slotul lui, stația de încărcare, iar sus pe capac avem niște manuale pe care le găsiți foarte simplu aici atunci când aveți nevoie de vreo informație care vă interesează. Haideți să ne întoarcem la conținutul acestei valize. Să începem să scoatem afară acumulatorii. Acumulatorii sunt de 18V și au o capacitate de 4A. Sunt niște acumulatori destul de mari, bărbătești, așa, îmi plac foarte mult. Au indicator pentru nivelul de descărcare al bateriei. Aici are o clemă care odată apăsată vă permite să introduceți acumulatorul în mașină sau în stația de încărcare. Avem mașina pe care o să o vedem în detaliu imediat și stația de încărcare. Îmi place că are aici pe acest panou sunt indicate câteva situații, de exemplu dacă acumulatorul este defect sau este prea încălzit, o să ne anunțe din ce motiv nu poate să încarce acumulatorul, iar aici o să vedem când acumulatorul este încărcat, când se încarcă și așa mai departe. Are două LED-uri aici, la fel, care ne avertizează. Pe spatele stației de încărcare vedem că această stație poate să încarce până la 21V cu 6A pe oră. Haideți să dăm aceste accesorii deoparte. Valiza, așa cum o puteți vedea și voi, conține o inserție cumva cauciucată. Toate componentele acestui set stau foarte bine aici înăuntru și nu se vor mișca absolut deloc pe durata transportului. Punem valiza deoparte și o să aruncăm o privire rapidă spre mașina de găurit și înșurubat. Așadar, așa arată mașina de găurit și înșurubat de la Herbauer. Primul sentiment pe care mi-l dă această mașină este senzația de bărbăție. Acumulatorii ăștia mari și voluminoși îi dau așa cumva aerul de o mașină puternică și sănătoasă. E o mașină destul de bine lucrată. Mă uitam puțin mai devreme, înainte să pornesc camera,
la detalii, cum ar fi calitatea materialelor folosite, îmbinări, dacă sunt cumva, știu eu, bavuri lăsate pe undeva sau margini tăiate foarte prost. Nu este deloc cazul la această mașină, este o mașină construită foarte bine și pot să vă spun că m-a impresionat destul de mult acest lucru. Trecând peste partea de aspect, care este una foarte bună, avem aici jos o clemă care se poate prinde la centura pentru scule. Se poate monta fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, în funcție de mâna cu care lucrați voi. Are o lumină de lucru care îmi place foarte mult, că o să lumineze fix în vârful bitului sau în vârful burghiului. Are o mandrină integral din metal care poate cuprinde burghie cu o coadă de până la 13 mm. O mandrină foarte bine construită, calitativă, cu autoloc. Aici are un inel așa care, în momentul în care o să folosiți această mașină în locuri undeva mai strâmte, acest inel o să rămână cumva fix, iar mandrina o să își facă treaba în continuare fără să o zgârie. Două trepte de viteză pentru această mașină, 1 și 2. La treapta 1 dezvoltă 480 de turații pe minut și la treapta a doua 1700 de rotații pe minut. Avem un prim inel aici, de unde putem să selectăm cele trei funcții. Are funcția de găurire cu percuții. Haideți să vă dau așa rapid și niște date dacă tot sunt aici. Deci găurește la treapta 1 cu 7200 de percuții pe minut, iar la treapta 2 cu 25500 de percuții pe minut. Avem pe urmă funcția de înșurubare și funcția de găurire, asta fiind și cea mai puternică dintre ele. Al doilea inel, avem 17 setări pentru momentul de torsiune. Dezvoltă la treapta 1 o putere în Nm de 27, iar la treapta 2 50 de Nm. Deci o mașină destul de puternică pentru majoritatea treburilor pe care cred că le avem fiecare. Are o frână electrică. Deci mandrina se oprește automat după ce eliberăm degetul de pe întrerupător. Un alt lucru care îi dă un plus de valoare acestei mașini este faptul că este o mașină cu un motor fără pericolectoare. Asta se traduce prin o viață mai lungă a mașinii și printr-o eficientizare mult mai mare a energiei din acumulatorii de 4 amperi. Cam astea ar fi detaliile, să zic așa, sumare pe care vreau să vi le dau acum despre această mașină. Dacă doriți să aflați și mai multe detalii, voi trece în descrierea clipului absolut toate datele care vă interesează cu privire la această mașină, materiale din care sunt făcute toate aceste componente, absolut toate datele tehnice și așa mai departe. Eu vreau acum să trecem la partea de probă, să vedem și noi cum randează această mașină, cum funcționează, ce capacități are și, bineînțeles, scopul este să vedem dacă își merită banii. Ca atare, haideți să mergem să-i facem repede câteva probe și o să revenim la final cu două sau trei concluzii generale. Haideți să începem cu ceva mai mic așa, de 3x60. O să mutăm pe treapta 1. Vedem că cele 17 trepte de cuplu nu mai fac față. Așa că o să mutăm pe modul de găurire. Cinci ori 80.
fără probleme până aici. Haideți să testăm unul și de 4 cu 20. Eu elicoidal Bosch de 15 mm, selecția pentru găurit, hai să vedem. Burghiu plat, 20 de mm Makita. Găurire în țeavă rectangulară cu grosimea de 2, burghiu de 5 mm, HSS de la Bosch. Încercăm o găurire într-o placă de beton vibropresat. Din păcate eu nu am un burghiu mai mic de 10 cu coadă cilindrică, așa că o să încercăm cu un burghiu cu două pastile de la Makita de 10 mm. Cred că e suficient așa pentru test. Placa este destul de groasă, n-aș vrea să forțez mașina până jos de tot, pentru că nu este recomandată pentru a da găuri în astfel de material. Este mai mult pentru zidărie. Intră într-o tencuială, într-un perete de BCA, cărămidă sau un beton foarte slab, însă ce v-am prezentat eu aici este o placă de alei, ca atare este un beton foarte dur și bine presat. Am vrut numai să fac o demonstrație, să vă arăt că poate duce și în suprafețe mai tari, iar percuția merge foarte bine. Așadar, ați văzut testele. Vreau să îmi lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră despre această mașină, cum vi s-a părut, dacă vi se pare că poate fi o alternativă la alte branduri de scule și unelte, cel puțin în cazul acestei mașini de capacitatea asta. Eu sunt impresionat de cum a mers această mașină. Nu am avut absolut niciun fel de problemă cu ea. Nu a dat semne că ar obosi, s-a descurcat foarte bine. Cu toate astea, există și un lucru care nu îmi place foarte mult această mașină. Mandrina este metalică, este destul de grea și cumva s-a mutat centrul de greutate aici în față. Dacă aveți nevoie să înșurubați cu ea pe orizontală un pic mai mult timp, trebuie să depuneți un efort suplimentar la încheietură, pentru că ea tinde să cadă în această poziție tot timpul. Da? Asta ar fi singurul aspect care nu îmi place foarte mult la această mașină.
faptul că trebuie să ții cumva mâna încordată atunci când o folosești în poziția orizontală. În rest, este o mașină care, din punctul meu de vedere, își merită toți banii și chiar poate fi considerată o variantă la alte produse ceva mai scumpe și care în final oferă fix același lucru. În secțiunea de comentarii o să găsiți link către acest produs, intrați acolo și o să obțineți mai multe detalii cu privire la acest set. Până data viitoare, eu vă doresc, ca de obicei, mult chef de treabă și numai bine!